Sindicatul Național al Agenților de Poliție este mulțumit de faptul că a reușit să smulgă în anul 2015 de la guvernanți o serie de drepturi pentru polițiștii care lucrează în sistem. Este vorba de un spor de 75% pentru zilele de sâmbătă și duminică lucrate, dar și de pensiile speciale obținute pentru polițiștii care au lucrat 25 de ani în sistem și care pot ieși cu pensie întreagă la vârsta de doar 48 de ani. Încărnat a fost promotorul, inițiatorul păstrării sporului de 75%, pensia militară, care în opinia noastră e o pensie bună, și vreau să vă spun aici că un polițist la 48 de ani poate să ia și 25 de ani de zile de lucru în cadrul poliției, poate să iasă cu o pensie de 100% din brutul total realizat, și sunt convins că și polițiștii înțeleg acest lucru, pentru că nu am putea să trăim într-o societate democratică unde pensia ar fi mai mare decât salariul, da? Și avem și o mărire de salariu de 10%, plus ordinele pe care le-am schimbat. Sindicatul a reușit să impună scoaterea la concurs a peste 1000 de posturi de agenți de poliție, care de la 1 ianuarie 2016 trec în rândul ofițerilor, pentru care s-au obținut o serie de drepturi importante. În luna decembrie s-au scos pentru Poliția Română 1000 de funcții la concurs de trecere de agenților de poliție în rândul ofițerilor. Și am anulat concursul și am câștigat, i-am adus pe linia de plutire, am schimbat datele problemei prin aceea că polițistului nu mai trebuie să facă toate analizele medicale, ci suficient o adeverință medicală. Polițistului nu îi mai trebuie cazier, pentru că el lucrează și nu are cum să aibă cazier. Și nu în ultimul rând, subiectele se vor face de la centru din București, pentru a evita tot felul de suspiciuni sau fraude, să-și bage pe plan local nepoții, pilele și așa mai departe. O delegație a Sindicatului Național al Polițiștilor va descinde în județul Neamț după 15 ianuarie pentru a discuta problemele acestora și a lua pulsul vieții cotidiene în vederea stabilirii programului de revendicări sindicale pentru anul 2016.